seara! Bună seara! Ce credeți că vom citi acum? Ați auzit de cartea asta? Da! Da! O știți? Nu. Știți povestea asta? Da! A, hai să vedem dacă cei care o știu, știu fix varianta asta pe care o am eu, da? Bucle aurii și ursuleții. Vrei să stai lângă mine? Hai să stai lângă mine. Nu e bine? Nu, bine. Stai bine acolo? Da? Ești ok? A fost odată ca niciodată o fetiță frumușică, dar foarte neastâmpărată, pe care toată lumea o striga bucle aurii. Fetița locuia împreună cu părinții săi la marginea unei păduri. Bucle aurii își petrecea ziua jucându-se cu păpușica ei preferată sau alergând după fluturi. Într-o zi, pe când se dădea în leagăn, se gândea plictisită ce să mai facă să se distreze. Ia spune-mi, și tu te plictisești uneori? Tu te plictisești? Da. Când te plictisești? Acasă. Acasă. Da? Aoleo. Și ce faci când te plictisești? Te joci? Da. Hai să vedem ce a făcut fetița asta, că ea se plictisea foarte tare. Ce crezi că a făcut? Fetița. Nu știi? Hai să spun eu. S-a dus în pădure. Uite, chiar așa a făcut. A plecat în pădure. Am să explorez pădurea, aș spuse ea. Și fetița se afundă în pădurea deasă. De peste tot se auzeau zgomote ciudate și umbre păreau să o înconjoare pe bucle aurii. Tufișurile verzi păreau că au ochișori care clipesc și o înspăimântau teribil. I se făcuse frică și se gândea că trebuie să se întoarcă acasă. Ce bine s-ar fi simțit dacă acum era pe pajiștea din fața casei, alergând după fluturi. Da? În povestea aceasta o să se întâlnesc cu niște ursuleți. Exact așa o să se întâmple, dar mai târziu puțin. În tot acest timp, în căsuța ei cochetă din pădure, mămica ursoaică pregătise masa de prânz. Haideți la masă, cred că vă este foame, spuse ea familiei sale. Ba chiar deloc, răspunse tata urs. Mâncarea asta delicioasă va fi mult mai bună dacă s-ar mai răci puțin. Haideți la o plimbare prin pădure atunci. Și după masa de prânz o să tragem un somnic, ca să cresc și eu mare ca tăticul meu, spuse și ursulețul cel mic. Ia uitați aici familia de ursuleți. Da, tatăl, mama și puiul de ursuleț. Da. Da. Astfel cei trei au pornit la plimbare prin pădure. Ce căsuță nemaipomenită, spuse bucle aurii. Cei trei ursuleți au pornit la plimbare prin pădure. Numai bine ce au plecat, bucle aurii a ajuns la căsuța cochetă. Ia te uită! Ce căsuță nemaipomenită! Poate e un copil acolo și voi avea cu cine să mă joc. Bătu de câteva ori, dar nu răspunse nimeni. Poate n-au auzit, își spuse ea nepăsătoare și intră să vadă cum e în căsuța din pădure. Ce ziceți, a făcut bine? Nu! Nu! Așa, bați un pic și pui mâna și intri, așa? Nu! Nu? Dar cum trebuia să facă? Dacă bate și nu răspunde nimeni, să pleacă. Să plece, nu? Să încerce mai târziu, nu-i așa? Da. Ce frumos miroase a miere și a mâncărică. Și mie mi-e foame. Și gustă din prima farfurie. Uf, ce frige! Ia să gust din a doua. Și încercă. O, și asta frige. Și încercă și din a treia. Ce bun! Am să iau doar o lingură, două, dar ce bun e! Și mâncă, și mâncă până termină tot din farfuriuță. Sper să nu se supere că le-am mâncat toată mâncărica, își spuse Goldie. Acum am să mă odihnesc doar un pic. Ce frumos e aranjat pe aici! Și bucle aurii se așeză în fotoliul mare și albastru. Ce credeți? A stat bine aici în fotoliul ăsta? Nu. Dar cum o fi? E prea mare sau e prea mic? Prea mare. Exact așa este. E prea mare și e prea înalt pentru mine. Apoi se așeză pe al doilea scaun. Uite, uite ce fotoliu mare. Prea mare pentru ea. Atunci încerca un scaun, da?
și acesta era prea înalt. Apoi se așeză în scăunelul ursurețului, dar surpriză, picioarele de la scăunel au cedat și bucleauri căzu pe covor. Ups! Mâncărica aceea caldă mi-a făcut un somn. Numai puțin mă odihnesc într-un pătut și apoi mă întorc acasă, își spuse ea. Și se așeză în primul pat pe care îl găsi, dar era prea mare. Apoi încercă al doilea pat, dar era prea rece. Iar apoi se cuibări în cearșafurile verzi din cel mai mic pătut și a dormit pe loc. În acest timp, ursuleții care nu bănuiau nimic din ce se întâmpla la ei acasă, s-au întors. Vai, mămică, plimbarea asta mi-a făcut așa o foame, spuse ursulețul mamei sale. Cineva a mâncat din farfuria mea, se auzi deodată vocea mânioasă. Cineva a mâncat și din farfuria mea, spuse și mama urs. Cineva a mâncat tot din farfuriuța mea și eu nu mai am nimic să mănânc. Ursulețul era tare trist. Tocmai atunci, tata urs își văzu fotoliul deranjat. Cine s-a așezat în fotoliul meu? Dar cine s-o fi așezat pe scaunul meu? Cineva s-a așezat în scaunul meu și l-a rupt. Acum ursulețul a început să plângă de-a binelea. Urcară sus. Cineva s-a așezat în patul meu. Cineva s-a așezat și în patul meu. Iar în patul meu este o fetiță și doarme dusă. De ce s-o fi așezat în patul ursulețului? Era pe măsura ei, oare? Da? Că era obosită. Era obosită, că a mâncat mult, nu? Cei trei s-au adunat în jurul pătuțului și s-au uitat mirați la fetița ce dormea adânc. Deodată aceasta se trezi și când văzu urșii, se pișcă de câteva ori, da? Se pișcă așa să vadă dacă nu cumva visează, știi? Când își dădu seama că nu visează, o apucă frica și începu să țipe. Vai de mine și de mine, sunteți de adevăratelea! Și o luă la fugă pe scări și țuși pe ușa deschisă afară din pădure. Fetița fugi într-un suflet până acasă, unde mămica ei o aștepta îngrijorată. Din acea zi, buclea urii n-a mai nesocotit povețele mamei sale și nici n-a mai plecat singură să exploreze pădurea. Se spune că cei doi au devenit în timp cei mai buni prieteni. V-a plăcut? Da! Ce ați înțeles din povestea asta? Ce n-ar trebui să facem niciodată? Da. De la casa ta. Fără să anunți. Da. Da. Fără să-i spui mame sau tate. Exact. Sau să mănânci provizie de la aici. Așa este. Foarte bine.